Mamă, ce e aici? Gabrielo, de câte luni n-ai făcut curățenie aici? Te faci cu haine. Sunt niște dulapuri cu tot felul de uși care se trag, se împing, se învârt, se răsucesc cu oglindă de sus până jos, cu niște butoni de cristal. Adică chiar n-am avut, dar și când avem, facem ceva frumos, pe auriu, cum se spune. Nu. O să fie foarte simple, dar în același timp super cochete și fashion, așa. Și când spun că chiar o să aibă buton de cristal, da, într-adevăr, i-am făcut niște buton de cristal, dar care tocmai să nu se vadă, asta este ideea, cu oglindă de sus până jos, pentru că e un dressing la intrare unde trebuie să te vezi și din față și din spate și din dreapta și din stânga, să mai faci și câte o fiță, să spui, vai, ce bine arăt, când o să arăt bine. Și... de astea, înțelegi? Adică o să fie foarte mișto. Asta e treaba. Mamă, dacă nu știam că vine omul ăsta să facă așa, n-aveam niciun chef de curățenie.
Așa e și la voi, mă, tona de haine. Tona de haine. Că nu mai pot atâtea haine. Și purtăm câte două. Gigi, 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 ce mici erau! Așa mică a fost Iri.
Ăștia cred că nu-i mai vin lui Iris. Au, au, au. Genunchii mei. Ăștia. Îi dăm deja. Ăștia. Îi dăm deja. Ia să trag eu puțin cu aspiratorul aici.